Patinerul din Cârță este plin, este pregătit pentru meciul care stă să înceapă între Steaua Rangers și Proghim. Meci din etapa a 6-a a campionatului național de seniori. După ce ieri am avut 15 goluri în prima partidă, în direct între Steaua și Proghim, victorie a Harghitanilor cu 8-7. Astăzi așteptăm o partidă cel puțin la fel de interesantă. Și iată start în meciul dintre Steaua Rangers și Proghim Gheorgheni, meciul revanșă după ce cele două echipe s-au înfruntat ieri după masă de la ora 17:30 și Proghim a câștigat cu 8-7 după un meci extrem de spectaculos. Astăzi este momentul să asistăm la partida a doua. Steaua Rangers încearcă să-și modifice greșelile făcute pe parcursul primei întâlniri. Steliștii, antrenați de Nelu Alexe, au condus în meciul de vineri cu 6-3 la un moment dat în repriza a doua. S-au văzut apoi conduși cu 8-6, au reușit să reducă diferența și să avem un final de meci extrem de spectaculos. Dar Proghimul a câștigat și a totalizat 9 puncte maximum în clasamentul campionatului național de seniori, astfel încât Proghim a trecut pe locul al doilea în spatele liderului Dunărea Galați, campioană în titră. S-a impus ieri în primul meci împotriva celor de la Sport Club Miercurea Ciuc și are 15 puncte în acest moment în clasament. Pe locurile 2 și 3 sunt Proghim și Steaua Rangers cu câte 9 puncte. Iată care este miza partidei din această după-amiază. Apoi cu 6 puncte Corona Brașov pe locul 4 și pe ultimele poziții ale clasamentului Sport Club Miercurea Ciuc și Sportul Studențesc fără niciun punct, ambele cu câte 0 puncte, 4 înfrângeri din 4 partide disputate până acum. La aceeași oră se dispută și celelalte partide ale etapei din Liga Națională. Se joacă Sportul Studențesc Corona Brașov pe patinoarul din Brașov și de la aceeași oră, 17:30, este meciul al doilea dintre Dunărea Galați și Sport Club Miercurea Ciuc. Angajament dintre ei celor de la Steaua Rangers. Tibor Basilides cu angajament cu Leonard Pascaru, au câștigat steliștii. Iată-l cu numărul 90, unul dintre tinerii jucători de la Steaua Rangers. Este vorba despre Bogdan Ștefan, cel care ieri nu a prins foarte multe minute pe gheață, acum intră chiar de la început. A recuperat Berdilă pentru Ștefan. Reușesc harghitenii să scoată pucul din acea zonă și să plece pe un atac supranumeric. Pucul însă întors la linia albastră de hockey și de la Steaua Rangers, care încearcă un contraatac, șut din prima, încercat acolo de Andrei Butocinov. Pucul s-a lovit de un adversar. Costeliștii în acțiune, se aude însă până la urmă flerul arbitrilor. Asta pentru că Nicușor Lușneac este întins pe gheață, acuză o accidentare la o fază anterioară petrecută în momentul în care Steaua Rangers era în apărare. Lușneac a primit o lovitură și se resimte, colegii îl ajută să se ridice de pe gheață. Să vedem dacă va fi nevoie de intervenția medicilor de pe ambulanță. Ieri a fost nevoie la un moment dat. Portarul celor de la Sport Club, Sabol Cmolnar, a avut nevoie de o intervenție medicală și a revenit și a apărat senzațional până la final. Angajament dintre IMEA neutră. Spre deosebire de partida de ieri, Steaua are o galerie la acest meci jucat la Cârța. În partea stângă a direcției noastre de filmare sunt copiii și juniorii grupelor de hockey de la Steaua Rangers, alături de părinții lor care au venit să încurajeze pe jucătorii de la echipa de seniori în acest meci foarte important pentru ei.
juniorii au jucat ceva mai devreme. De altfel, de-a lungul întregului weekend, grupele de copii și de juniori de la Steaua Rangers au competiții programate aici pe patinoarul din Cârța. Un șut al lui Timaru, care a trecut pe lângă poartă. Tot Timaru încearcă să scoată o pasă și va fi o eliminare. Mihai Georgescu va fi trimis pe banca de pedepse. Deocamdată nu se fluieră acum de-abia. În momentul în care steliștii au intrat în posesia pucului, Georgescu se duce timp de 2 minute pe banca de pedepse. A încercat să recupereze pucul, a întins crosa în fața adversarului său și iată semnul făcut de arbitrul acestei partide. Este aceeași brigadă de arbitri ca și la meciul disputat ieri. Cosmin Topârceanu, arbitrul care dictează, care conduce această întâlnire. Prima superioritate numerică așadar acestei partide vine după mai puține 3 minute de joc. Au trecut până acum 2 minute și 50 de secunde. Un 5 contra 4 în favoarea celor de la ProGym. Uruc a vrut să iasă din poartă, până la urmă s-a întors între buturi. Arghitenici au ocupat pozițiile de power play. Stăliștii încearcă să anuleze această situație de inferioritate numerică. Zabludovski, liderul marcatorilor de la Steaua Rangers, este în penalty killing unit. Spiridov, celălalt ucrainean, Bondariev și Emelianenko, cei patru ucraineni, sau patru dintre ucrainenii Stelei, sunt în acest penalty killing unit și iată ei reușind să recupereze. Zabludovski are 9 puncte până acum pentru Steaua. Mă spuneam, lider în clasamentul marcatorilor echipei militare. În urma sa, cu 8 puncte, este Mircea Constantin, cel care ieri a reușit un hat-trick în înfrângerea cu 8-7. Apoi, cu 7 puncte, sunt Mihai Georgescu, Pavlo Borisenko și Evgeni Emelianenko. S-au descurcat bine până acum cei de la Steaua, chiar dacă între timp s-au schimbat componenții liniei. S-a auzit din nou fluierul lui Cosmin Topârceanu și va fi un angajament din treimea neutră. Încă 29 de secunde de superioritate pentru echipa ProGym. Tibor Basilides la angajament. S-a luptat acolo cu Marius Marcuș și au reușit cei de la ProGym să câștige. Sunt în acest moment în posesia pucului. Steliștii au recuperat foarte bine. Mărcuș urmărește această fază. Tibor Basilides a intervenit, a recuperat. A ieșit de pe banca de pedepse Mihai Georgescu. S-a terminat așadar această superioritate numerică a ProGym-ului, fără efect pe tabela de marcaj. Echipa specială a celor de la Steaua Rangers și-a făcut datoria. Timaru, Costandi, Mircea Constantin, Mihai Georgescu și Bertilă sunt acum pe gheață pentru Steaua Rangers. Iată-l pe Georgescu. Vine Mircea Constantin, pasă foarte bună, întâlnire, gol! Ioan Timaru deschide scorul după 5 minute și 14 secunde de joc. Excelentă pasă primită de la Mihai Georgescu. Timaru sprinta către poartă, își găsise o traiectorie perfectă și este primul gol al celor de la Steaua Rangers în această partidă, în poarta lui Sabolcs Sakac, pentru că iată antrenorul lui ProGym a decis să schimbe portarul după ce ieri Sabolcs Molnar a fost titular. Acum al doilea goalkeeper al ProGym-ului încasează acest gol de la Ioan Timaru. Timaru, cu siguranță știți cei care iubiți acest sport, este harghitan, este născut la Bălan, nu departe de aici.
are alături de el la această dublă împotriva Proghimului întreaga sa familie. Fiul său, Robert Timaru, este pe banca de rezerve a celor de la Steaua Rangers. L-am putea vedea la un moment dat evoluând alături de tatăl său. Soția lui Antimaru și băiatul cel mic sunt și în tribună și îl susțin pe veteranul capitan al Stelei, cel care în luna martie va împlini 42 de ani și cel care a deschis scorul ceva mai devreme. Încă nu s-a dictat o eliminare împotriva Stelei, deocamdată harghitenii sunt în atac și Uruc reușește să rețină șutul viclean trimis de Václav Novak. Novak, după părerea mea, în meciul de ieri e cel mai bun jucător al Proghimului, chiar dacă cifrele în cele din urmă nu i-au arătat în dreptul său decât un gol și o pasă decisivă. Totuși, Václav Novak a fost sufletul echipei din Gheorgheni, cel care a dat tonul revenirii spectaculoase. 5 goluri la rând au marcat cei de la Proghim, conduși cu 6-3, au trecut în avantaj cu 8-6 și au câștigat până la urmă cu 8-7. Pe baza unei evoluții excelente a lui Václav Novak și a lui Vitali Kirichenko, al doilea marcator al echipei. Sau nu, conform clasamentului, Kirichenko este principalul marcator. O nouă ocazie a Stelei cu Ștefan în fața porții. A apărat Sabolcs Sakaci. Și acum Proghimul iese din nou la atac. A căzut Vitali Kirichenko, însă nu primește nimic din partea arbitrilor. Un body check pe care l-a primit, l-a avut de suferit Marius Mărcuș. S-a ridicat jucătorul Stelei. Între timp, pucul a ajuns aproape de poarta lui Uruc, un șut care a trecut pe lângă buturi. Mihai Georgescu încearcă să calmeze jocul, așteaptă să facă schimbul de linii colegii săi. Timaru, mai departe Berdilă, un dribling frumos, însă a pierdut până la posesia. Ceaba Daradic a fost cel care l-a deposedat și din nou se aude fluierul lui Cosmin Toporceanu și vom avea o eliminare. Banu! Îmi cer scuze, am interpretat eu greșit semnul făcut de arbitrul acestei partide. Va fi un angajament din treimea Stelei, cel mai probabil a fost o degajare interzisă. Timarul la angajament, însă este trimis de acolo. Față în față cu Lajos Niergheș. Până la urmă nu, Timarul a fost la angajament. Și iată-l cu numărul 68 pe Mircea Constantin, cel care a dat această pasă. Georgescu, apoi Andraș Costandi urmărește pucul. Costandi, ca și Catrinoi, sunt cei doi jucători ai Stelei născuți chiar la Gheorghieni. Un puc trimis de la linia albastră de Cătălin Berdilă. Nu a fost pe cadrul porții lui Sakaci. Recuperează Costandi. Nierghe și alunecă. Georgescu mai departe. Timaru i-a trimis o pasă în orb, cum se spune, un nou look pass. Din nou fața porții Georgescu. Și e ocazie mare pentru Steaua de a face 2-0. Același Timaru s-a aflat în fața porții lui Sabolcs Sakaci. A încercat să-l învingă pe backhand. Să vedem replica celor de la Proghim. O crosă excelent pusă din spate de Mihai Georgescu, care l-a blocat pe adversarul său. Scăpase spre poarta Stelei Joel Peter, însă a fost oprit în ultimul moment. Intră linia ucraineană a Stelei cu Bondariev, Emelianenko, Zabludovski și Borisenko, cel care a pus crosa la această pasă și pucul a deviat în afara suprafeței de joc. Partida este întreruptă în acest moment. Václav Novak este și el pe gheață pentru Proghim, alături de Cunor Cergo, de Attila Soci. Angajament câștigat de cei de la Proghim. Ferenc Pal, tot Pal urmărește această fază, au recuperat steliștii. Cel mai probabil, după cum se desfășoară până acum această partidă, din care au trecut 9 minute, este foarte posibil să nu mai avem festivalul de goluri de ieri.
când după prima repriză aveam deja 6 reușite. Scorul primei părți a fost 3-3, la final vă reamintesc 8-7 pentru Proghim. Până acum echipele sunt mult mai atente în defensivă și, cum îmi spunea mai devreme președintele echipei de hockey Steaua Rangers, Cristian Cârlan, care este și el aici prezent la cârța, antrenorul Nelu Alexe a vorbit cu sportivii săi după înfrângerea de ieri și a pus accentul mai mult pe partea de apărare pentru această întâlnire a doua, extrem de importantă dintre cele două echipe. A prins pucul în mănușă Uruc, l-a reținut, drept urmare jocul se va relua cu un angajament dintre Imea Stelei, Pascaru și Basilides. Câștigă stelistul, nu are însă susținere, reușește să trimită o pasă cu mantinela. Mărcuș a încercat să câștige, Nicușor Lușneac și a revenit, iată-l cu numărul 7. Este din nou pe gheață după accidentarea suferită ceva mai devreme. Să vedem contraatacul Stelei, însă Ștefan nu a putut să controleze pucul, a intrat înaintea pucului în treimea de atac, chiar dacă ar fi reușit să ia cu el obiectul de joc, era în offside. Recuperează harghitenii care pornesc la atac. Loran Colo cu numărul 19 a purtat pucul. Și jocul este în cele din urmă din nou întrerupt. Cosmin Topârceanu indică un jucător de la Steaua. Nu, nu va fi o eliminare, se joacă în continuare 5 contra 5. O sigură eliminare am avut până acum pentru o piedică pusă de Mihai Georgescu. Singurul power play de până acum rămas fără rezultat pe tabelă. Steaua a marcat la egalitate numerică prin veteranul Ioan Timaru. Andraș Costandi pentru Berdilă, reprimește Costandi. Mihai Georgescu, Timaru și Mircea Constantin mai sunt pe gheață. Iată-l pe Timaru. Pasă foarte bună. Georgescu poate șuta, o face. Apără Zacaci. Superbă fază de atac a hocheiștilor de la Steaua Rangers. Din trei pase au ajuns în situație de gol la porta Proghimului. Zacaci a făcut din nou datoria și Georgescu, ocazie mare. Nu s-au mai grăbit să fluiere arbitrii. Pucul nu era blocat. Era în joc, chiar dacă Zacaci a plonjat încercând să-l oprească. Cu numărul 34, Ruslan Sfiridov a înscris și el ieri un gol în acel festival ofensiv. Iată-l pe Zabludovski. Veni Zabludovski, Borisenko este lângă el, trage Zabludovski, însă a fost contrat în momentul șutului. Șutul nu a avut forță și Sabol Zacaci a avut timp să apere, să întindă piciorul drept și să bareze traiectoria pucului. Václav Novak, Novak încearcă un șut excelent blocat de Sfiridov. Zabludovski se uită să vadă cui poate pasa, l-a găsit excelent acolo pe Borisenko. Tot Borisenko în spatele porții, își face culoar, poate șuta, o face însă pe centrul porții. Zacaci a fost izbit în piept de pucul trimis de Pavlo Borisenko. Avem faze de gol, avem ceva spectacol, însă puține reușite până acum. Au trecut deja aproape 13 minute din această partidă și scorul este de 1-0 în favoarea hocheiștilor de la Steaua Rangers. Să vedem acum atacul Stelei, șutului Butocinov a fost contrat și pucul părăsește suprafața de joc. S-a oprit în plasa de protecție din spate față de meciul de ieri. Iată și peluza din spatele porții Proghimului. S-a umplut de lume și tribuna care este opusă locului de unde realizăm această transmisiune este populată. Cred că sunt mai mult de 1000, poate 1200 de spectatori la această întâlnire. Ca și ieri, mulți harghiteni, mulți fani ai Proghimului veniți de la Gheorgheni să-i încurajeze pe favoriților. Steaua în continuare în ofensivă. Un șut al lui Marius Mărcuș care trece pe lângă poartă. Încă o dată Pascaru trage în blocaj. Foarte bine apără sau se blochează cei de la Proghim. Nicușor Lușneac l-a oprit pe Vitali Chiricenco. Chiricenco se uită după arbitrul acestei partide. Cosmin Topârceanu s-a lăsat jocul să continue. Pucul a revenit din mantinelă în fața porții lui Zacaci.
Jocul nu era oprit și e ocazie mare pentru Bogdan Ștefan, care a dat pur și simplu pe lângă puck. A încercat un slap shot, un one-timer, nu i-a reușit însă execuția și din nou va fi jocul întrerupt, pentru că pucul din nou a depășit plexiglasul de deasupra mantinelei și s-a oprit în plasa de protecție. Angajament din treimea celor de la Proghim. Ca de obicei când este pe gheață, Ioan Timaru la angajament. Au câștigat însă adversarii stele. Arnold Konchak, numărul 20 de la Proghim. Chiar dacă a fost presat de Timaru, a reușit să-și păstreze cumpătul. Recuperează însă elevii lui Nelu Alexe. Andraș Costandi pentru Mircea Constantin. Proghimul recuperează, o pasă în fața porții, trimisă acolo de Ceaba Daradici. Până la urmă nu a ieșit nimic din acest atac al harghitenilor. A căzut în Iergheș, însă nu a fost faul, jocul continuă. Verdilă cu mantinela pentru Mircea Constantin. Pucul este însă în posesia lui Arnold Konchak. Conceac mai departe, către Cergo. Molnar către Vaclav Novak. Iată-l pe Novak, pornit impetuos către poartă. Apără Daniel Uruc și, pentru mai multă siguranță, plonjează și blochează pucul, chiar dacă asta înseamnă că va fi un angajament din treimea celor de la Steaua Rangers. Steaua Rangers, deținătoarea unui record, 40 de titluri de campioană a României la hockey pe gheață. Ultimul însă a venit în 2006. De atunci steliștii nu au mai reușit să se impună în întrecerea internă. A fost finala din această primăvară, însă pierdută în fața celor de la Dunărea Galați. Pentru acest sezon, obiectivul celor de la Steaua Rangers este clar: titlul de campioni al României, al 41-lea, care să ducă mai departe tradiția hocheiului roșu-albastru. Uruc dă drumul la puc până la urmă. Zabludovski, foarte bună pasa mai departe. Bondariev este cel care a purtat acest atac. Am senzația însă că a fost un offside. S-a auzit fluierul arbitrului. Probabil, cel mai probabil, unul dintre coechipierii lui Bondariev va în grabă a depășit linia albastră înaintea pucului. Da, offside este și decizia announcerului. Decizia arbitrilor anunțată la stația patinoarului din Cârța. Un patinoar aproape plin, ceea ce este extrem de îmbucurător. Este o sâmbătă seara superbă, o vreme minunată afară și lumea a venit să se bucure de hockey. Recuperează Bogdan Ștefan, a scăpat acolo pucul de sub control Tibor Vasilides. Konchak, Pascaru la linia albastră. Steaua în ofensivă, încearcă Pascaru, o pasă printre doi adversari, destul de greu de reușit. Tibor Vasilides, Konchak, Vitali Kirichenko. Plimbă bine pucul cei de la Proghim. Colo a încercat cu mantinela să scape de un adversar, Loran Colo. Și iată șut apărat de Daniel Uruc, apoi o nouă încercare să oprește în blocaj. Vaclav Novak a fost cel care a încercat colțul scurt. Se schimbă repede liniile din mers. Steliștii așteaptă sprijin. Costandi a ieșit de pe bancă și în fața porții lui Sakaç, gol! Mihai Georgescu marchează. Cei de la Proghim prinși, descumpăniți pe o schimbare de linii pe care steliștii au efectuat-o mai repede. A reușit să-și aducă mai mult jucători în fața porții adverse și Georgescu îl învinge pentru a doua oară pe Sabolci Sakaç, când mai sunt 4 minute și 11 secunde din prima repriză. Doi la 0 așadar pentru Steaua Rangers.
Vă reamintesc celor care urmăriți această transmisiune pe canalul de YouTube al Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, că puteți vedea și înregistrarea meciului de ieri, chiar dacă am înțeles că internetul nu ne-a ajutat foarte mult, au fost ceva probleme la recepție. Să sperăm că astăzi va fi mai bine și că vă veți putea delecta cu acest meci de hockey pe care îl transmitem în direct de pe patinoarul din Cârța. Pucul în apropierea, în spatele porții acum a lui Uruc. Luptă cei de la ProGym și reușesc să păstreze posesia. Țăci! Pasă bună în apropierea porții, acolo a pus latul crosei Basilides. Pucul însă a trecut pe lângă poarta lui Uruc și iată din nou atac al Stelei cu Mihai Georgescu, marcatorul golului de acum câteva secunde. Nu le-a ieșit combinația steliștilor. Replica ProGym-ului, un șut ușor pe care tânărul Uruc îl parează cu piciorul. Rămân însă cei de la ProGym în ofensivă, Novak. Novak încearcă o pasă către Niergheș. Steliștii au pus crosa acolo și au reușit să se apere. Schimb rapid de linii. Din nou sunt ucrainenii Stelei pe gheață. Emelianenko, Zabludovski, Sviridov, Borisenko și Bondariev. Calmează jocul, într-adevăr. Ieri a fost o nebunie de partidă. S-a pus prea puțin accent pe apărare, de această dată elevii lui Nelu Alexe, gol! Zabludovski reușește să marcheze, dar nu, ba da, este gol valabil, face semn Cosmin Topărceanu, chiar dacă la un moment dat a fost o clipă de uluială. Zabludovski s-a uitat la arbitrul acestei partide, acesta însă a indicat gol valabil. Lampa roșie, becul roșu din spatele porții lui Sabol Sakaci s-a aprins și Zabludovski marchează și el. 3-0 pentru Steaua Rangers când mai avem 2 minute și 27 de secunde din prima repriză. Ieri în primul meci cei de la ProGym au avut puterea să revină de la 3 goluri în defavoarea lor. Erau conduși în repriza a doua cu 6-3. Au marcat 5 goluri la rând elevii lui Ceaba Ferenc și au condus cu 8-6. Iată greșeli în apărare făcute de jucătorii ProGym-ului, Zoltan Molnar, o greșeală puțin caracteristică. A scăpat pucul de sub crosă. Vitalii Chiricenco, dar încă nu au intrat armele grele în acțiune pentru ProGym, nici Chiricenco, nici Vaclav Novak nu și-au făcut până acum simțită prezența pe gheață. Și pucul este oprit în apărătoarea dreaptă a lui Daniel Uruc. El nu a vrut cu siguranță acest lucru, însă pucul a rămas blocat acolo. E nevoie ca Nicușorul Lușneac să vină să îl extragă. Drept urmare va fi un angajament dintre ei la steliștilor. La angajament, Ceaba Daradic a câștigat, au încercat cei de la ProGym un șut prin Conciac. Steliștii dau replica. Mircea Constantin însă, așa cum a pățit și ceva mai devreme, a depășit pucul în viteză, i-a rămas în spate obiectul de joc, a fost nevoit să se întoarcă după el și drept urmare a pierdut posesia. Daradic, dribling frumos al lui Concea, care însă până la urmă a fost deposedat. Nu este offside la Timaru, ba da, știe Timaru că era în afara jocului și drept urmare nici nu a mai atins pucul, a întârziat să întindă crosa. Mai mult s-a retras în treime neutră. Ultimul minut al primei reprize și Steaua în ofensivă după o primă parte excelentă. Timaru pasă în fața porții, 3-0 pentru elevii lui Nelu Alexe. Au marcat Timaru, Georgescu și Zabludovski. O primă repriză excelentă, să vedem dacă vor putea să și continue. Încă două porțiuni de joc la fel de bune elevii lui Nelu Alexe, pentru că și ieri au avut evoluții
pe alocuri entuziasmante, dar constanța a lăsat de dorit. Au fost momente în care și-au pierdut concentrarea și adversarii lor au știut să profite, mai ales bazându-se pe valoarea unor hocheiști ca Kirichenko sau Vaslav Novak, cel care acum s-a aflat la PUC ceva mai devreme. Novak și Emelianenko, un duel al veteranilor, s-a uitat urât cehul la adversarul său, cel care l-a controlat destul de tare. Ultimele 4 secunde ale reprizei, 3, 2, 1 și în acest moment prima parte a meciului i-a sfârșit 3-0 pentru Steaua Rangers prin reușitele lui Timaru, Georgescu și Zabludovski. O primă repriză foarte cu minte, am avut o singură eliminare a lui Mihai Georgescu pentru piedică. Facem și noi o pauză de 15 minute și revenim cu transmisiunea în direct pe internet în repriza a doua. Ne pregătim așadar de începutul reprizei a doua a meciului dintre Steaua Rangers și Proghim. La pauză, hocheiștii militari conduc cu 3-0. Goluri marcate de Ioan Timaru, de Mihai Georgescu și de Denis Zabludovski în prima repriză. Cei de la Proghim de nerecunoscut după ce ieri au marcat de 8 ori în poarta lui Daniel Uruc în prima parte a acestei întâlniri revanșă. Nu au avut ocazii clare de gol, iar cele care au fost apărate cu succes de tânărul portar al Stelei, Daniel Uruc. Vă reamintesc că de-abia peste o lună, pe 29 octombrie mai exact, va împlini 18 ani. Este un puști în care steliștii au mare încredere și pe care îl folosesc, iată, titular în aproape toate partidele pe care le dispută în campionatul național de seniori. A început repriza a doua cu Steaua Rangers, echipament bleu-marin, atacând la poarta din stânga. În continuare, în poarta celor de la Proghim este Sabolcs Sakac. Asta după ce ieri titularul a fost Sabolcs Molnar. În celelalte meciuri care se dispută în campionatul național de seniori, la aceeași oră, CSM Dunărea Galați Sport Club Miercurea Ciuc este 1-1. Și Sportul Studențesc Corona Brașov este 2-5 și acolo suntem la începutul reprizei a doua, la ambele partide care se dispută în același moment. Timaru în flancul stâng, un șut din unghi pe care Sabolcs Sakac îl apără cu mănușa de prindere și oprește jocul. Ocazie cu care se schimbă și liniile și se va începe cu un angajament din treimea celor de la Proghim Gheorgheni. Dacă Steaua Rangers reușește să învingă în această partidă, elevii lui Nelu Alexeș vor consolida locul 2 în clasament. În acest moment Steaua și Proghim sunt la egalitate cu câte 9 puncte. Proghimul are însă maximum de puncte, 9 puncte din 9 posibile. O neatenție și gol! Zabludovski marchează din pasa excelentă a lui Pavlo Borisenko.
A fost o neatenție acolo în apărarea Proghimului. Pucul scăpat de sub control. Borisenko foarte aproape a știut să profite. I-a pasat decisiv lui Zabludovski în fața porții și principalul marcator al Stelei reușește dubla după 1 minut și 10 secunde trecute din această repriză a doua. Spuneam că Denis Zabludovski este principalul marcator al roșalbaștilor, avea 9 puncte înaintea acestei partide, 4 goluri și 5 pase decisive. Acum a ajuns la 6 goluri și 5 pase decisive. Steliștii se vede că au discutat mult înaintea acestei partide și pun mult mai mult accentul pe apărare. Proghin prin Václav Novák în ofensivă. Novák în extrema dreaptă este blocat acolo la mantinelă. Rămâne până la urmă în posesia pucului, tot Novák a urmărit un șut la care Uruc nu a avut emoții. Același Novák foarte periculos, Pascaru îndepărtează pucul din fața propriei porți. Pentru că iată Proghimul, condusă cu 4-0, are o perioadă de forcing, încearcă Harghitenii să revină pe tabela de marcaj, să conteze și ei în acest meci. Și iată un atac al Stelei, Mărcuș pasă în fața porții, ocazie mare pentru Ștefan. Bogdan Ștefan a reluat din prima pasa venită de la Marius Mărcuș. Replica Proghimului cu Vitali Kiricenko, făcut una cu mantinela de Andraș Costandi. Recuperează același Kiricenko. Se dispută în treimea neutră deocamdată jocul. Au așteptat cei de la Proghim să se efectueze schimbul de linii. Costandi se apără foarte bine, nu le permite adversarilor să construiască din acea poziție. Este ajutat și de Mihai Georgescu, cel care este acum la puc. Georgescu iese cu pucul în control. Foarte bun controlul lui Mihai Georgescu. Viteză excelentă. A încercat însă prea multe. A vrut să scape de trei adversari dintr-o dată și până la urmă a fost oprit. Cătălin Berdilă. Foarte bună pasa pentru Georgescu. Singur cu portarul, apără Sakaci. Ocazie mare de 5-0 pentru Steaua Rangers și vom avea o eliminare. O lovitură cu crosa a lui Cergă, dacă nu mă înșel. Manu Berdilă este trimis pe banca de pedepse. Au fost mai multe infracțiuni simultan. A fost văzut doar jucătorul Stelei. Cătălin Berdilă își lasă din nou echipa în inferioritate numerică timp de 2 minute. La prima superioritate a celor de la Proghim nu s-a întâmplat nimic, a fost una singură de altfel până acum. Aceasta este doar a doua eliminare în întreaga partidă. Ca și ieri avem un joc decent, un joc curat între cele două echipe, fără durități, fără evenimente nedorite. Proghimul iată cu cei 5 jucători din Power Play Unit. Da, offside. O pasă a lui Václav Novák, care l-a prins dincolo de linia albastră. Pe coechipierul acestuia, Conciac, era în afara jocului și vom avea un angajament din treimea neutră. 3 minute și 45 de secunde scurse din această repriză a doua. Steaua a reușit să marcheze și în partea secundă, însă acum Steaua Rangers este cu un om mai puțin pe gheață. Au câștigat steliștii angajamentul, pucul întors la Sabolcs Sakaci. Bondariev foarte aproape de o intercepție și a pus, da, a pus piedică cu crosa. Artem Bondariev va fi eliminat și situație foarte grea pentru Steaua Rangers, care timp de 1 minut și 25 de secunde va juca cu doi oameni mai puțin pe gheață. Bondariev trimis și el pe banca de pedepse. A încercat o recuperare ofensivă Artem Bondariev. S-a întors împotriva lui și
Proghim are o șansă uriașă de a marca și ea în această partidă. 5 contra 3 timp de 85 de secunde. Foarte important pentru Harghiteni să câștige acest angajament. Tibor Basilides față în față cu Timaru, a câștigat capitanul Stelei și roșialbaștri îndepărtează pucul din propria treime prin Leonard Pascaru. Timaru, Georgescu și Pascaru sunt pe gheață în această foarte specială echipă a celor de la Steaua Rangers, care încearcă să nu încaseze gol cu doi oameni mai puțin pe gheață. Plimbă bine pucul Harghitenii. Șutul lui Chiricenco trece pe lângă poartă. Pascaru trimite cu mantinela, însă Vaslav Novak reușește să mențină Proghimul în atac. Chiricenco pasă în fața porții. Molnar a șutat din întoarcere. Din nou Chiricenco, ocazie mare, este gol. Este gol. Lajos Nergeș marchează din apropiere. Un 5 contra 3 nu se poate rata, chiar dacă steliștii protestează. Mihai Georgescu și Leonard Pascaru au ceva de obiectat la adresa arbitrului Topârceanu. Acesta însă este ferm pe poziție. Este gol valabil pentru Proghim după 4 minute și 44 de secunde din repriza a doua. Proghimul, iată, revine pe tabelă și sparge gheața, să spunem așa. Te costă într-adevăr un 3 contra 5. Dacă steliștii au rezistat cu un om mai puțin pe gheață, acum acest lucru i-a costat. Și Timaru este trimis și el pe banca de pedepse, probabil pentru proteste la faza anterioară. Rămân steliștii în continuare în 3 jucători de câmp, în vreme ce Proghimul are 5 hocheiști pe gheață. Este foarte posibil ca Proghim să reușească să mai marcheze un gol. Și asta, să spunem, în urma indisciplinei de care au dat dovadă elevii lui Nelu Alexe. Da, 5 contra 3 în continuare în favoarea Proghimului, timp de 1 minut și 17 secunde, până când va reveni de pe banca de pedepse Artem Bondariev. Încearcă Borisenko să se apere, însă Vaslav Novak care o viteză senzațională. Novak pasă în fața porții. Ocazie mare pentru Proghim. Pucul a fost contrat și steliștii atacă prin Bondariev. Foarte bine face Bondariev, ține pucul cât mai mult departe de propria poartă. A trimis o pasă către Zabludovski, însă nu s-a concretizat acțiunea ucrainenilor. Al treilea hocheist al Stelei pe gheață este Emelianenko. Încă 36 de secunde de 5 contra 3 pentru Proghim. Daradic pentru Chiricenco. Așteaptă Molnar în fața porții. Pucul ajunge pe cealaltă parte și Daniel Uruc plonjează și blochează acest puc. Nu, degeaba s-au inflamat spiritele. Nu a fost nicio neregularitate acolo. Borisenko împăciuitor a fost cel care l-a tras ușor pe Hunor Cergo pentru a nu da naștere unor conflicte ulterioare. Au schimbat steliștii componenții echipei speciale. Georgescu, Constantin și Pascaru sunt pe gheață în acest moment pentru Steaua Rangers. Iată-l pe Mircea Constantin. Încă 20 de secunde de 5 contra 3. Să vedem dacă Proghimul va reuși să fructifice această dublă superioritate. Chiricenco pentru Vaslav Novak. A avut culoare de șut, însă a preferat o pasă pentru marcatorul golului Proghimului, Nergeș. Acesta însă nu a concretizat-o. Întoarce Chiricenco, Vaslav Novak, Chiricenco către poartă, apără Daniel Uroc și acolo Pascaru își trimite un adversar în poartă. Cu numărul 55, Ferenc Pal a fost transformat în puc de Leonard Pascaru. Mai mult de 3 jucători nu au cum să elimine de la Steaua arbitrii. Este trimis Pascaru pe banca de pedepse, dar în locul său Steaua va avea voie să introducă un alt hocheist.
ce este mai grav pentru elevii lui Nelu Alex este că se va prelungi această dublă inferioritate numerică. Proghimul va avea încă cel puțin 2 minute de 5 contra 3. Pe banca de pedepse sunt acum Pascaru și Timaru. Bondarie va trecut pe banca de rezerve. Da, o lipsă de concentrare, să spunem așa, un moment în care și-au pierdut luciditatea hocheiștii de la Steaua Rangers, un moment prelungit și care, iată, ne permite celor de la Proghim să revină în această partidă. Au și marcat un gol și încearcă să-l înscrie pe al doilea. Nergheș, puc aruncat în fața porții, a respins Uruc, s-a uitat Bondariev în față, a trimis pucul cât mai departe. În continuare 5 contra 3, Proghimul pe gheață, încă 20 de secunde ne arată tabela oficială acestei partide. Chiricenko, Vaclav Novak, bară pentru cei de la Proghim. Au avut și noroc steliștii. Nierghe șutează, s-a aruncat Sabludovski în fața pucului și va fi un angajament din treimea stelei. Pucul de viață adus în plasa de protecție din spatele porții lui Daniel Uruc. Da, spectatorii de aici de la Cârța, marea lor majoritate fani ai Proghimului, simt momentul bun al favoriților lor. Steaua Rangers are și ea galeria ei formată din copiii de la grupele clubului sportiv al Armatei și părinții acestora care au venit să-i susțină. Încă o secundă de 5 contra 3, acum iese Timaru de pe banca de pedepse, este 5 contra 4, însă Proghimul este în ofensivă. Vine Timaru în sprijinul colegilor săi din defensivă și mult mai relaxați vor fi de acum roșii-albaștri, pentru că o simplă superioritate este mult mai ușor de anihilat. Iată intercepția steliștilor. Borisenko și Timaru pleacă pe contraatac. Timaru, da, a fost offside. Într-adevăr, a văzut bine arbitrul de linie. Borisenko a lăsat pucul în spate pentru Timaru și nu a așteptat ca acesta să îl poarte dincolo de linia albastră. A intrat înaintea pucului. Este offside și va fi... Jocul este întrerupt în acest moment. Ne apropiem de jumătatea partidei. Mai avem 12 minute și 54 de secunde din repriza a doua. 4 la 1 pentru Steaua Rangers, care în continuare are dezavantaj de un om pe gheață. Pascaru mai are de stat aproape un minut pe banca de pedepse. Se va repeta angajamentul. Revine pe gheață, iată-l și pe Vaclav Novak cu numărul 31. Hocheistul care pe mine m-a impresionat extraordinar în meciul de ieri. Hocheistul care a făcut tot jocul celor de la Proghim în victoria senzațională cu 8 la 7 a harghitenilor de ieri după masă. După ce, vă reamintesc, Steaua Rangers s-a condus cu 6 la 3 la un moment dat în repriza a doua. Foarte bine apără Uruc cu mâna dreaptă, cu mâna în care are crosa. Încă 35 de secunde de om în plus pentru Proghim. Conceac la linia albastră, Vaclav Novak, Miergheș, Daradic a încercat un dribling, pucul nu este scos de acolo. Au căzut trei hocheiști pe lângă puc și până la urmă îndepărtează de acolo pericolul Cătălin Bărdilă. Bărdilă rămâne pe gheață, ba nu, se duce și el la schimbare. Au intrat Spiridov și Emelianenko. Din nou un șut apărat de Uruc și încă o dată foarte bine s-a descurcat tânărul portar al Stelei. A revenit și Pascaru de pe banca de pedepse. Se joacă de acum la egalitate numerică și Steaua Rangers a reușit să treacă cu bine peste o lungă perioadă în care a avut doi hocheiști mai puțin pe gheață. E adevărat, au încasat și un gol în 3 contra 5, dar apoi în prelungirea acelei duble inferiorități steliștii au reușit să se apere extraordinar. Vaclav Novak primită pucul pe lângă Spiridov, însă nu avea niciun coechipier acolo, era departe Tibor Vasilides. Încearcă să se regrupeze steliștii, să-și tragă sufletul, să se reobișnuiască cu așezarea 5 contra 5
Și iată-i pornind din nou la atac cu Denis Zabludovski. Așteaptă sprijin Bondariev, pasă în fața porții. Emelianenko șutează, însă apără foarte bine portarul Zabolj. Sakac a avut timp să vadă pucul și a apărat cu pieptul. Foarte frumos și acest meci, dragi prieteni ai hocheiului. Nu este într-adevăr festivalul de care am avut parte ieri după masă, însă la acest scor la 4-1 și la ocaziile care s-au creat pe gheață, avem din nou un meci superb, un meci pe care vi-l oferim în transmisiune directă de la Cârța pe canalul YouTube al Clubului Sportiv al Armatei Steaua București. Iată-l pe Bocu, nu prea l-am văzut pe gheață până acum, pe Florian Bocu, numărul 6, este prezent în aceste momente. Îl ajută pe Butocinov. Foarte bună recuperarea lui Bocu. Pascaru ține mingea în ofensivă. Bocu urmărește. Se luptă cu Săci. Bocu în continuare în posesia pucului. Îl ajută Marius Mărcuș. Așteaptă Butocinov în fața porții, însă pasa întârzie. La linia albastră sunt Lușneac și Pascaru. Mărcuș pentru Nicușor Lușneac. Lușneac accidentat în prima repriză, a primit o lovitură zdravănă. A stat ceva vreme întins pe gheață, însă nu a avut nevoie de intervenția medicilor și iată-l acum revenit pe teren. Din nou Pascaru. Pascaru și ieri a avut grijă de Vaclav Novak, i-a aplicat două bodycheck-uri cefului deținut minte. A încercat și ceva mai devreme același lucru, însă i-a lipsit viteza. Ocazie pentru Steaua, șutului Butocinov este oprit și intervin arbitrii. Vă spuneam, avem aceeași brigadă ca și la meciul de ieri. Cosmin Adrian Topârceanu, ajutat de Attila Ceata și de Botond Redai, secretarul de joc Erika Sandor. Angajament dintre imea Proghimului, câștigat de jucătorii Harghiteni, dar steliștii se mențin în ofensivă. Timaru în spatele porții. L-a văzut pe Georgescu, însă nu a putut să-i paseze acestuia. Andraș Costandi așteaptă și Berdilă la linia albastră. Pasă foarte bună a lui Timaru, care a traversat întreaga lățime a gheții. Timaru în fața porții, apără Sakac. Ocazie pentru Steaua și gol! Gol Timaru! Protestează Sakac, susținând că a fost obstrucționat de un adversar. S-ar putea să aibă și dreptatea lui portarul celor de la Proghim, însă golul este valabil. Sakac a dat cu crosa de plasa propriei porți. Protestează și Tibor Basilides. Arbitrul însă rămâne ferm pe poziție. Este 5-1 pentru Steaua Rangers. În momentul în care am trecut cu 25 de secunde peste jumătatea acestei reprize a doua și a partidei. Iată așadar o dublă și a lui Timaru, după ce Denis Zabludovski a marcat de două ori în această partidă. Timaru reușește și el al doilea gol. A cincea reușită a steliștilor a venit din partea lui Mihai Georgescu. Da, golul rămâne, este validat și jocul se rea de la centru. Bondariev și Cergă la angajament, a câștigat jucătorul Stelei. Zviridov trimite un șut de la jumătatea terenului. Cere insistent Vaclav Novak o pasă, însă Sechei nu-i trimite pucul. Acum Cergă. Cergă încearcă un backhand upper. Șutul a fost și contrat și Daniel Uruc s-a aruncat peste puc și l-a oprit. Da, mai avem 9 minute și 15 secunde din această repriză a doua. După 3-0 la capătul primei reprize, Steaua conduce și în această parte a doua, are 2-1 până acum. Însă mai avem ceva din repriza a doua. Cel mai probabil vom mai vedea goluri până la următoarea pauză. Sviridov în spatele porții, așteaptă ca să se așeze cu echipierii săi. Va fi
Nu este degajare interzisă, pentru că în fața porții ocazia lui Borisenko și a încercat acolo să facă Pavlo Borisenko o deviere din prima cu crosa undeva în spate. Cred că printre picioare i-a venit pucul. A fost atent Sabol Sakac și a reușit să apere. Aceiași Bondariev și Cergă la angajament. Da, este trimis de acolo, scuze, nu era Cergă, ci Tibor Basilides. Emelianenko primite pucul, însă pe centrul porții, pucul îl lovește în piept pe Sakac, care apoi îl prinde în mănușă. Încă un angajament din treimea celor de la Proghim. Și din nou Basilides și Bondarenko. Și Bondariev, îmi cer scuze. Recuperează Konchak. Kirichenko, însă iată-l pe Bondariev. Crede, da, a fost o piedică pusă cu crosa și va fi superioritate numerică pentru Steaua Rangers. Cred că, și sper să nu mă înșel, este prima din această partidă. Steliștii au jucat mai mult cu un om sau cu doi oameni mai puțin pe gheață. De această dată vor avea om în plus. Niergheș este trimis două minute pe banca de pedepse pentru piedică cu crosa. Și să vedem powerplay-ul celor de la Steaua Rangers, cum funcționează în această după-amiază. Același Bondariev la angajament, câștigat foarte categoric. Șut foarte tare trimis de Borisenko. Pucul însă a trecut pe lângă poarta lui Sabol Sakac. Din nou Borisenko, foarte bună pasa, Zviridov. Mai departe însă nu avea niciun coechipier în acea zonă. A trimis cu spatele, bazându-se pe faptul că va avea sprijin. Bondariev, Zviridov, încearcă un șut din unghi, a apărat Sakac. Borisenko ține pucul în treimea de atac. Tibor Basilides încearcă să se apere. Zabludovski se uită după un coechipier liber. Emelianenko. Steliștii și-au ocupat pozițiile de power play. I-au băgat la plic, cum se spune, pe adversarii lor. Să vedem dacă vor reuși să și trimită periculos către poarta lui Sabol Sakac. Un șut foarte tare al lui Borisenko. Emelianenko recuperează în spatele porții. Zabludovski se uită din nou. Borisenko va mai șuta o dată, însă era o pădure de croțe acolo. Greu să treacă pucul prin acea zonă centrală din fața porții. Se schimbă repede liniile speciale. Power play team-ul celor de la Steaua Rangers și penalty killing units al celor de la Proghim. Mircea Constantin a reușit ieri un hat-trick în poarta lui Sabol Cmolnar. Astăzi nu a marcat. E adevărat că nici nu a jucat atât de mult. S-au apărat bine harghitenii până acum. Mai au încă 30 de secunde de suportat handicapul unui jucător pe gheață. Mihai Georgescu, Timaru, foarte bine duce pucul în treime de atac. Timaru șutează. Excelentă reacția lui Sabol Sakac. Paradă cum vedem în marile campionate ale lumii. Mâna stângă întinsă către vincul și pucul oprit în mănușa de prindere. Angajament din treimea celor de la Proghim. Mai puțin de 7 minute rămase din această repriză a doua și încă 17 secunde de superioritate pentru Steaua Rangers. Scorul este 5-1 pentru elevii lui Nelu Alexe. Câte două goluri marcate de Timaru și de Zabludovski. Mihai Georgescu a reușit al cincilea gol al hocheiștilor bucureșteni. Același Mihai Georgescu aruncă pucul către colegul său Mircea Constantin. Au reușit harghitenii să îndepărteze pucul. Andraș Costandi pentru Georgescu, a revenit pe gheață Niergheș. S-a ciocnit Georgescu de unul dintre arbitrii de linie. Constantin în apropierea porții, Constantin cu o pasă care însă nu ajunge la Ioan Timaru. Niergheș de-abia a ieșit de pe banca. Nu este Niergheș, este Cergă cel care a portat pucul. În spatele său era Lajos Niergheș. Iată-l și pe Molnar, care a avut la un moment dat ocazia să tragă la poarta lui Uruc. A întârziat însă. Pucul aruncat către poarta Proghimului, urmărește Georgescu. Constantin așteaptă Butocinov, ocazie bună, putea să tragă la poarta, a preferat o pasă într-o zonă în care mai târziu a apărut Leonard Pascaru.
Și da, pucul scăpat dincolo de linia albastră de Pascaru. Trebuie să se replieze toți jucătorii Stelei pentru a evita offside-ul. Se schimbă și liniile cu această ocazie. Mărcuș, Bocu, Lușneac, Pascaru și Butojnov sunt pe gheață pentru Steaua Rangers. Un șut și ocazie mare pentru Proghim. A apărat Daniel Uruc în primă instanță, pucul însă a revenit în fața porții sale și iată-l din nou pe Sabol Sakaç, care face adevărate minuni, parade senzaționale reușite de portarul al doilea al celor de la Proghim, pentru că vă reamintesc, ieri titular la Proghim a fost Sabol Smolnar. Sabol Sakaç, vă spuneam, al doilea portar, este mult mai tânăr, născut în aprilie 92 la Joseni, are așadar 23 de ani, în vreme ce Molnar are numai puțin de 38 de ani, împliniți luna trecută, pe 19 august, născut în 1977. Molnar continuă la Proghim, am văzut și la dubla cu Sportul Studențesc de săptămâna trecută, rotația portarilor, fiecare apără câte un meci. Butojnov pasă pentru Bocu, Bocu poate șuta, o face însă în blocajul lui Conciac, care s-a aruncat acolo în fața pucului. Să vedem replica lui. Tibor Vasilides se oprește, se întoarce, este oprit de Pascaru, pucul lovește plexiglasul din spatele porții lui Uruc, a fost și deviat șutul de mai devreme. Vaslav Novak, ce atitudine, ce prestanță are pe gheață hocheistul ceh. Conciag aruncă, bun acest puc primis în fața porții și să-l vedem pe Mărcuș. Mărcuș șutează în umăr, l-a lovit pucul pe Sakaç. Nu s-a oprit jocul, jucătorii Proghimului erau uluiți, nu-și dădeau seama ce se întâmplă. Pucul era pierdut undeva în apropierea mantinelei. A profitat același Marius Mărcuș. Foarte bună viteza acestei partide, puține întreruperi până acum, mai avem 4 minute din repriza a doua. Denis Zablodovski îl are pe Borisenko în sprijin, către el a mers această pasă. Așteaptă Emelianenko la linia albastră, însă Zablodovski este cel care conduce jocul din spatele porții. O venise acolo Borisenko, din nou el la punct, Emelianenko, Bondariev și Zviridov. Cei 5 ucraineni sunt pe gheață în același moment. Emelianenko aruncă pucul însă fără pericol pentru poarta lui Sabol Sakaç. A trimis în speranța unei devieri, pentru că Artem Bondariev se afla în fața porții și ar fi putut să pună crosa acolo și să-l deruteze pe Sabol Sakaç. Angajament din treimea Proghimului și din nou angajament câștigat de hocheiștii de la Steaua Rangers. Nu au schimbat liniile steliștii, tot ucrainenii sunt pe gheață. Bondariev nu a reușit să controleze pucul, pleacă Vaslav Novak la atac, îl ajută Cergă, a pierdut însă pucul jucătorul Proghimului și Zablodovski. Zablodovski așteaptă sprijin, vine Pavlo Borisenko, pasă în fața porții, ocazie mare pentru Denis Zablodovski să reușească hat-trick-ul. Foarte puțin i-a lipsit liderului marcatorilor steliști să înscrie, l-a servit din nou pe Borisenko, Emelianenko. Iată de când sunt pe gheață ucrainenii Stelei și din nou ratează șutul Borisenko. A încercat un șut din prima, un one-timer, de-abia acum se schimbă liniile la Steaua Rangers. La Proghim în continuare, Vaslav Novak este pe gheață, a așteptat o pasă din partea colegilor săi. Iese și Vaslav Novak pe banca echipei sale. Da, puc recuperat de cei de la Proghim, dar nu putea să-l joace pentru că era un offside și Chiricenko știa acest lucru. Foarte bună recuperarea lui Zviridov în duel cu Vitali Chiricenko. Timarul revenit și el pe gheață. Emelianenko pentru devierea lui Mircea Constantin. Iată unde a ajuns Timaru. Adinaur era în preajma propriei porți. Ce viteză are capitanul Stelei. Ocazie mare pentru Mihai Georgescu, care a încercat să devieze din prima.
O pasă venită din spatele porții. Vitali Kirichenko. Foarte frumos dribling-ul apără Uruk. Senzațional. Foarte frumoasă și auziți reacțiile galeriei Stelei, pentru că vă spuneam, Steaua Rangers are și ea suporterii. Tibor Basilides, intercepție, șut pe lângă poartă. Bărdile este în fața porții, o crosă este căzută undeva, este pierdută în preajma porții steliste. Mă uit să văd care dintre jucători, Andraș Costandi, juca fără crosă în aceste ultime secunde, se duce fundașul stelist și își recuperează crosa. Încă un minut și 31 de secunde din repriza a doua, 5-1 pentru Steaua Rangers. O repriza a doua foarte echilibrată, scorul este 2-1 în favoarea hocheiștilor bucureșteni. Și vă reamintesc că Proghimul a reușit să marcheze singurul său gol de până acum într-o dublă superioritate numerică, în situația de 5-3. Altfel, steliștii s-au descurcat excelent în apărare și Daniel Uruk a făcut până acum un meci foarte bun. Florian Bocu a încercat să păstreze posesia. Novak ispit de Martinel acolo de doi adversari. Să vedem replica steliștilor cu Mărcuș. Mărcuș este însă ajuns din urmă de Cergo. Pascaru putea să șuteze. Pascaru a preferat o pasă mai mult în fața porții pentru o deviere a lui Bocu. Din nou Mărcuș șutează pe lângă poartă. Frumos slapshot-ul lui Marius Mărcuș. Am intrat în ultimul minut al reprizei a doua. Luptă aprigă pentru posesie. Vaclav Novak care a reușit să scoată pucul de acolo și tot el este acum în posesie. Elegant Vaclav Novak, foarte tehnic, foarte experimentat, îl ajută și experiența și valoarea. I-a pasat lui Conciag. Recuperează steliștii, Pascaru. Iată unde este Vaclav Novak, cel mai bun jucător al Proghimului, este primul în fața propriei porți, în vreme ce colegii săi așteaptă pasele sale. Kirichenko și Novak în același timp pe gheață pentru Proghim, care încearcă să marcheze până la finalul acestei reprize a doua. Așa au făcut și ieri, conduși cu 6-3, au marcat înainte de pauză. Șutul lui Borisenko este deviat. Au marcat cei de la Proghim și au redus diferența. I-a ajutat foarte mult acest lucru în partea a treia, pe care au dominat autoritar și au mai înscris încă de 4 ori. De această dată însă nu mai au timp, pentru că iată vine finalul reprizei a doua. După două reprize, Steaua Rangers conduce Proghim cu 5-1 și ne va aștepta o ultimă repriză extrem de interesantă. Rămâneți pe canalul de YouTube al CSA Steaua București pentru a vedea și ultima parte a acestei partide. Ne pregătim, dragi prieteni hocheiului, pentru începutul reprizei a treia și ultima partidă dintre Steaua Rangers și Proghim Gheorghieni, aici pe patinoarul de la Cârța. După două reprize, hocheiștii bucureșteni conduc cu 5-1 prin golurile marcate de Timaru de două ori, Zabludovski de două ori și Mihai Georgescu pentru Steaua Rangers, respectiv Lajos Niergheș a înscris pentru Proghim într-o situație de 5-3 de care au beneficiat hocheiștii harghitani în repriza a doua. În același timp, vă spuneam, se mai dispută și alte două partide în campionatul național de seniori. După două reprize, Sportul Studențesc Corona Brașov, meci disputat pe patinoarul olimpic din Brașov, este 2-11, așadar brașovenii fac spectacol pe propria gheață, chiar dacă ei contează ca oaspeți în această partidă. Și tot după două reprize, campioana CSM Dunărea Galați conduce Sport Club Miercurea Ciuc cu 4-1 și în acest moment gălățenii se mențin lideri în clasament la aceste scoruri, au 18 puncte. Așteptăm așadar începutul reprizei a treia. Steaua s-a apărat foarte bine în primele 40 de minute. A încasat un singur gol și acela cu doi hocheiști mai puțin pe gheață. În rest, Daniel Uruk a apărat foarte bine. La fel se poate spune și despre portarul Proghimului. Chiar dacă Sabol Csakács a încasat 5 goluri, a avut câteva multe alte parade senzaționale prin care a limitat proporțiile scorului. Iată și angajamentul de început al acestei părți a treia. Proghimul în echipament roșu atacă la poarta din stânga. Berdila a trimis cu Mantinela, însă iată-l pe Vaclav Novak menținându-și cu echipierii în ofensivă.
Mihai Georgescu din prima pentru Mircea Constantin. Acesta are spațiul la dispoziție. Se uită, așteaptă sprijin. Timaru crede că a marcat și este gol până la urmă, dar lampa s-a aprins. Să vedem decizia arbitrilor. Da, este gol valabil pentru Steaua Rangers. Acum discuția este dacă Timaru este cel care a marcat sau Mihai Georgescu. Până la urmă Georgescu cred că este autorul golului. A urmărit foarte bine pucul trimis de Timaru și a apărat în primă instanță cu piciorul de Sabol Sakaci. Georgescu s-a venit imediat la recuperare și a marcat golul 6 al celor de la Steaua Rangers. Sabol Sakaci este consolat de colegii săi. Tibor Basilides s-a dus să-l bată pe umăr și să-i spună că nu-i nimic, nicio problemă. Doar 31 de secunde au trecut din această repriză a treia și iată Steaua reușește să puncteze din nou. Georgescu și el autor al unei duble în această întâlnire. Este meciul dublelor pentru Steaua Rangers. Și Timaru și Zabludovski și iată și Mihai Georgescu înscriu de câte două ori. Pucul este pe plasa porții lui Sakaci, este scos de acolo. Tibor Basilides, bun control al pucului, viteză bună. Doi hocheiști de la Proghim s-au ciocnit între ei și au căzut amândoi pe gheață. S-au ridicat însă imediat. Raportul șuturilor în acest moment 26-21 pentru Steaua Rangers. Mult mai bună eficacitatea hocheiștilor bucureșteni și la fel de bună și evoluția în poartă a tânărului Daniel Uruc, care iată din 21 de șuturi trase la poarta sa a încasat un singur gol și acela într-o situație aproape imposibilă de 3 contra 5. Din nou Steaua Rangers în ofensivă, trage din prima mărcuș fără preluare. Bocu în spatele porții, Butocino pentru același mărcuș. Șutul este parat de Ceaba Daradici, care a întins acolo crosa. Pascaru aruncă și el pucul și până la urmă nu știu cum a reușit Sabol Sakaci să apere acel șut. Se mențin steliștii în ofensivă. Bocu încearcă să-l învingă pe Sakaci. Pucul este undeva pierdut în zona de protecție a portarului și jocul este oprit. Să vedem dacă se lasă și cu eliminări. Nu cred că este cazul. Ba da, un jucător de la Proghim, Molnar, este trimis pe banca de pedepse. Zoltan Molnar, recunosc că nu am văzut exact ce a făcut acolo numărul 11 de la Proghim. Dar arbitrul Topârceanu, foarte aproape de fază, a fost ferm pe poziție. A doua superioritate numerică a Stelei în această partidă. Prima a venit abia la finalul reprizei a doua și a rămas nefructificată. Șutul lui Costandi în blocaj. Timaru încearcă și el să tragă, din nou în blocaj. Andraș Costandi în apropierea porții așteaptă o pasă Mircea Constantin. Timaru trage din nou. Timaru, de trei ori la rând Atila Socea parat șuturile steliștilor, fie cu piciorul, fie cu crosa. S-a plasat excelent numărul 71 al Proghimului, care acum suferă, se vede că îl doare piciorul cu care a încasat acele șuturi și iese șchiopătând de pe gheață. S-au schimbat liniile și la Steaua Rangers. Bondariev, sunt ucrainenii Stelei acum pe gheață. Trimite către poartă, însă din nou fluier arbitrul Adrian Cosmin Topârceanu. Și încă un jucător de la Proghim, Ferenc Pal, este trimis pe banca de pedepse. Steliștii pentru prima oară în acest meci au superioritate de 5 contra 3 și să vedem dacă vor reuși să o și fructifice. Proghimul a făcut acest lucru, singurul gol al echipei din Gheorgheni a venit cu doi oameni în plus pe gheață. Foarte experimentați ucraineni ai Stelei în această dublă superioritate numerică. Trebuie câștigat angajamentul și acest lucru s-a întâmplat deja. Borisenko
Emelianenko, Zabludovski, da, pucul trebuie plimbat, trebuie desfăcută formula defensivă a Proghimului. Și din prima bară a lui Borisenko, pucul a lovit transversal a porții lui Sabol Sakaci. Și Proghimul a avut o bară, ocazie mare acum pentru Bondariev, care din apropiere nu a prins cadrul porții. Aproape Emelianenko să scape pucul dincolo de linia albastră, rămân însă Stăliști în ofensivă și gol! Zabludovski fructifică acest 5-3, este 7-1 pentru Steaua Rangers. Hat-trick al lui Denis Zabludovski, care își consolidează poziția de lider al marcatorilor hocheiștilor de la Steaua Rangers după 3 minute și 48 de secunde din repriza a treia. Steaua conduce în acest moment cu 7-1. Și dacă ieri am avut un festival de goluri, așa cum repet pentru cei care poate nu au văzut prima partidă, avem și de această dată spectacol, însă într-o singură direcție. Proghimul de nerecunoscut după victoria de ieri după masă cu 8-7. Iată acum hocheiștii harghiteni încasează 7 goluri încă o dată, dar nu reușesc să mai marcheze decât o singură dată. Cătălin Berdilă, Andraș Costandi, mai departe Mircea Constantin. Mircea Constantin lasă pucul pentru Timaru, pasă în fața porții, a trecut milimetric pe lângă puc lama crosei lui Constantin. Excelent a pasat Timaru. Daniel Ruc liniștit în propria poartă, nu prea a avut ce apăra în această repriză a treia. Încă o dată spun, Proghimul nu a jucat la fel de bine ca ieri. Steaua s-a apărat însă mult mai bine. Un șut trimis de Mihai Georgescu, pucul a trecut puțin peste poarta lui Sakaci. Timaru în spatele porții, Georgescu și Berdila acum pentru același Mihai Georgescu. Așteaptă și Costandi, o pasă la linia albastră. În continuare 5-4, este simplă superioritatea hocheiștilor steliști. Reușesc cei de la Proghim să scoată pucul din propria zonă, însă se aude din nou fluierul arbitrului Topârceanu și va fi o nouă eliminare în rândul celor de la Proghim. Ba nu, Ioan Timaru va fi eliminat. S-a terminat aici superioritatea Stelei. Se va juca 4-4 în perioada următoare. Și din nou Zoltan Molnar este trimis și el pe banca de pedepse. Probabil că au avut o altercație cei doi hocheiști în viteza jocului și urmărind pucul nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat, însă arbitrii aflați aproape acolo de fază au văzut și au eliminat concomitent câte un hocheist de la fiecare echipă. Se joacă în continuare 5-4, încă 18 secunde până când Ferenc Pal va reveni de pe banca de pedepse. Borisenko ține pucul, însă ies bine cei de la Ciuc. Kirichenko este atacat de doi adversari. Emelianenko este cel care l-a oprit. Spectatorii ciucanceri, spectatorii harghiteni și-ar fi dorit o eliminare în rândul hocheiștilor de la Steaua, însă jocul a fost lăsat să continue. Zabludovski a pasat pentru Svyridov. Bondariev, Zabludovski. Borisenko trage de la linia albastră. Pucul nu prinde cadrul porții, recuperează Bondariev. Ruslan Svyridov atacat de Tibor Basilides, jocul nu este oprit. Nu au văzut nimic neregulamentar acolo cei trei arbitri acestei partide. Emelianenko și iată-l pe Denis Zabludovski, marcator a 3 goluri în această partidă. A încercat prea multe de această dată Denis Zabludovski, a primit și o lovitură cu crosa, se ține de mâna stângă. I-a expirat eliminarea lui Pal. Se joacă în egalitate numerică și să vedem ce se întâmplă acolo între Svyridov și Arnold Konchak. Nu se întâmplă nimic pentru că arbitrii intervin prompt și nu avem parte de bătaie pe gheață. Se joacă 5-5. Timaru și Zoltan Molnar sunt în continuare pe banca de pedepse, însă acest lucru nu afectează jocul colegilor lor.
Angajament din treimea stelei. Marius Mărcuș cu Mantinela până la Butocnov. Butocnov a pierdut un tempo, nevoit acum să întoarcă pucul. Proghimul încearcă să recupereze cât mai rapid, însă steliștii este excelent din apărare. Anton Butocnov atacat și deposedat pentru moment de Laszlo Seche, este ajutat de Florin Bocu. Excelent a pus Bocu crosa, Vaslav Novak. Novak cu eleganța sa, un patinator desăvârșit. Tot Vaslav Novak încearcă un wraparound, însă este atent Daniel Ruc, știe și el aceste trucuri, chiar dacă este foarte tânăr. Și scorul rămâne 7-1 pentru Steaua Rangers când mai avem 13 minute și 13 secunde din această repriză a treia, implicit din desfășurarea acestei partide. Mă uit să văd ce s-a mai întâmplat pe celelalte patinoare. În continuare Sportul Corona 2-11 și CSM Dunărea Galați, Sport Club Miercurea Ciuc 4-1, meciuri care se dispută în același timp cu partida de la Cârța pe care o transmitem noi în direct. Un șut bun de la linia albastră a lui Ferenc Pal. Daniel Ruc s-a poziționat excelent și a reușit să apere. Nu știe exact unde este pucul, era undeva între cutele tricoului. Acolo s-a oprit obiectul de joc. Va fi din nou un angajament din treimea celor de la Steaua Rangers. Un nou șut, același Ferenc Pal a tras. Lupte importante, lupte grele în preajma porții stelei. Proghimul încearcă un forcing de final în această partidă. Sunt conduși la diferență de 6 goluri jucătorii din Gheorghieni. Ar fi pentru ei prima înfrângere în această ediție de campionat. Un body check aplicat acolo de Ștefan, care însă și-a lovit serios un adversar și cred că va fi eliminat. Se duce pe banca sa de rezerve Bogdan Ștefan, însă nu m-aș mira să fie chemat de acolo, ci să fie trimis pe banca de pedepse. Între timp au revenit de pe băncile de pedepse și Timaru și Zoltan Molnar. Va fi nevoie probabil de intervenția medicilor, pentru că hocheistul de la Ciuc este inconștient pe gheață. Hocheistul de la Gheorghieni, îmi cer scuze. Da, cred că are o comoție acolo. Nu-mi dau seama, nu i-am văzut numărul hocheistului lovit de Bogdan Ștefan. Sunt aduși brancardierii, ambulanța este foarte aproape de patinoar. A fost o fază la care arbitrii nu au dictat nicio eliminare. Au considerat că este un badice curat. Opa, ușor, ușor, nu trebuie, mai bine să-i lase pe hocheiști să poarte targa, da. Și într-adevăr, hocheiștii, atât cei de la Steaua, cât și cei de la Proghim, poartă targa. Este Ferenc Pal cel care a fost lovit de Bogdan Ștefan și care este trimis direct la ambulanța care se află în apropiere. Să sperăm totuși că nu va fi nimic grav. Pe gheață au rămas mănuși, mănuși și crose. Hocheiștii care s-au dus să ajute echipa medicală au lăsat acolo mănușile. Da, arghiteni sunt foarte nervoși pentru acest incident. Și cel mai probabil Bogdan Ștefan va fi eliminat, mă gândesc, după această fază. S-a văzut, a fost un body check întârziat. El a încercat un clean hit, Ștefan, însă a ajuns târziu, l-a prins pe Pal dezechilibrat și l-a lovit în zona capului cu umărul. Se sfătuiesc cei trei membri ai brigăzii de arbitri și să vedem ce decizie vor lua. Se întâmplă foarte des chiar la hockey ca astfel de lovituri să ducă la accidentări grave, la comoții, și sunt foarte multe, din păcate, cazurile de hocheiști profesioniști care și-au văzut cariera pusă în pericol sau chiar terminată prea devreme după izbiri de mantinelă sau după lovituri primite din partea adversarilor, indiferent că a fost vorba de corp sau de crosă.
Da, nu va fi nicio eliminare, se pare, în continuare. Sunt nemulțumiți hocheiștii de la ProGym. Explică arbitrul Topârceanu decizia pe care a luat-o. Și nu știu dacă Bogdan Ștefan va mai fi trimis pe gheață de antrenorul Nelu Alexe, pentru că cu siguranță va fi o țintă pentru hocheiștii ProGym-ului dacă va mai apuca să evolueze. Vă spuneam despre ProGym că ar fi pentru ei prima înfrângere în această ediție de campionat. În primele două meciuri ProGym-ul a zdrobit Sportul Studențesc 13-1, respectiv 16-0. Săptămâna trecută se întâmplau. Ieri, în partida a treia, au învins Steaua cu 8-7 și acum, iată, sunt conduși cu 7-1, când mai sunt mai puțin de 13 minute din repriza a treia. Va fi doar un angajament dintre ei înăuntru. În urma fazei de mai devreme. În continuare spuneam, 5 contra 5. A expirat superioritatea numerică a celor de la Steaua Rangers. Vaclav Novak, jucând deseori în apropierea propriei porți, așa cum îl știm. Fază bună de atac a Stelei, Morcuș însă nu a putut să controleze pucul. Din nou Vaclav Novak repliat, recuperează, este atacat de Butocnov, care îl deposedează. Morcuș singur cu portarul, nu prinde cadrul porții lui Sabol Sakaci. Pascaru recuperează, încearcă un șut, este contrat, îl ajută Morcuș, care trage din nou către poartă. Morcuș a fost și lovit de Zoltan Molnar, care va fi din nou eliminat pentru a treia oară în această partidă. Protestează jucătorul ProGym-ului, protestează și spectatorii. Foarte aproape să avem o bătaie pe gheață, pentru că Marius Morcuș s-a ridicat și a vrut să-i dea replica adversarului său. Este trimis de acolo de colegii săi. Și Molnar, într-adevăr, este cel indicat de arbitri pentru a lua loc pentru a treia oară în acest meci pe banca de pedepse. Steaua va avea din nou superioritate, 5 contra 4 următoarele două minute. Din păcate au reprins a treia, nu la fel de spectaculoasă ca cele de până acum. Multe întreruperi, am avut și accidentarea lui Ferenc Pal. Am avut și două goluri marcate de Georgescu și de Zabludovski. Nemulțumiți, evident, spectatorii de aici de la Cârța. Sunt majoritari. Vă spuneam, Gheorgheniul este foarte aproape de această locație. Acuză acum o lovitură cu cross, a primit-o la fața Atila Soci. Și probabil și Bondariev va fi eliminat. El este cel care l-a atacat pe Pal. Da, își revine hocheistul ProGym-ului. Nu, Atila Soci este cel lovit, care se duce acum către propria bancă de rezerve, în vreme ce Artem Bondariev va lua și el loc timp de două minute pe banca de pedepse. Și se va juca 4 contra 4. Încă aproape două minute. Mai este așteptat un hocheist de la ProGym, pentru că au doar 3 pe gheață în acest moment. Da, vine Laszlo Sekei de pe bancă. Angajament câștigat de hocheiștii de la Steaua Rangers. Nicușor Lușneac a pasat mai departe. Mihai Georgescu, foarte bun atacul său. Șutul lui Timaru este parat de Sakaci. Din nou puc aruncat în fața porții. Ieri când s-a jucat în 4 contra 4, cei care au marcat au fost cei de la ProGym. Acum Steaua Rangers foarte aproape să înscrie în 4 contra 4. Însă Sakaci a apărat excelent încercarea de gol a lui Ioan Timaru. Timaru și el foarte aproape de un hat-trick. Niergeș a vrut să paseze, a uitat pucul care a rămas acolo lipit de mantinelă.
lupte grele și Zabludovski iese până la urmă cu pucul în posesie. Doar Sechei este în fața sa, Zabludovski se duce spre poarta, a încercat dribling-ul, însă excelent a stat pe patine Laszlo Sechei. Vaclav Novak, Novak față în față cu Sviridov, pasează mai departe, Soci trage, apără excelent Daniel Uruc. Șutul din unghi trimis de Attila Soci. Da, aflăm că cel scos cu targa mai devreme, Ferenc Pal, jucătorul Proghimului, și-a revenit, este ok, la ambulanță, nu a fost nevoie să fie dus la spital. Informații provenite chiar acum de la marginea patinoarului. Încă un șut trimis de Daradici, pucul însă contrat de o crosă a unui hockey stelist. Și acum jucătorii lui Nelu Alex se pornesc la un nou atac. Mult mai frumos hockey-ul în 4 contra 4. Iată ce spații sunt, ce combinații se pot face. Dacă ar crește și viteza și gol al Stelei, Emelianenko este marcator, pentru că este ultimul jucător stelist care a atins pucul. A fost practic un autogol, dar la hockey nu există așa ceva. Un jucător al Ciucului nefericit, al Proghimului, a pus crosa și a trimis printre picioarele lui Sabol Sakaci. Șutul a provenit însă din crosa lui Emelianenko și jucătorul Stelei va fi creditat cu marcarea acestui gol. Plus 4 avea până acum Emelianenko cu un gol și o pasă decisivă. Plus 4, știți cu siguranță cei care iubiți acest sport, raportul plus minus este unul foarte important în hockey. Da, a fost și o eliminare în rândul Proghimului. Și Steaua va avea încă superioritate numerică, încă 2 minute. Raportul plus-minus este făcut în funcție de numărul de goluri marcate de echipa unui hocheist când acesta se află pe gheață, raportat la numărul de goluri primite de echipă când hocheistul este pe gheață. Nu se... Da, este offside. Nu se contabilizează golurile marcate în superioritate numerică sau golurile primite în inferioritate numerică. Și pe baza acestui raport plus-minus se stabilește valoarea unui atacant, mai ales în ceea ce privește partea defensivă a echipei sale. Sunt și premii care se acordă în NHL. Frank J. Selke Trophy se numește trofeul acordat anual celui mai bun defensive forward pe baza acestui raport plus-minus. Ei bine, iată la Steaua, Emelianenko și Sviridov au câte plus 4 în această partidă. La Proghim, evident, toți jucătorii sunt cu minus și cel mai rău stă Conceac, care este la minus 5 în acest moment. Jocul reluat cu Steaua Rangers în superioritate numerică. Butocnov și Bocu sunt în acel colț al terenului. Vaclav Novak încearcă să recupereze. Mai avem 9 minute 40 din această partidă, 8-1 pentru Steaua Rangers. Jocul oprit pentru că pucul a fost blocat de portarul Sabol Sakaci. Va fi un angajament din apropierea, din treimea celor de la Proghim. Aștept să se actualizeze point streak-ul Federației Române de Hockey pentru a vedea cui a fost acordat golul 8 al Stelei. Deocamdată scorul a rămas la 7-1. Încercarea lui Creangă, iată și alt jucător folosit de Nelu Alexe. A intrat și Florin Creangă pe gheață cu numărul 23. Georgescu a încercat să trimită o pasă cu mantinela pentru Mircea Constantin. Timaru este în fața porții. Da, Emelianenko este trecut ca marcatorul golului 8 al celor de la Steaua Rangers. Prima s-a reușit în această partidă. A revenit de pe banca de pedepse Zoltan Molnar. Acesta este motivul bucuriei fanilor Proghimului, care și-au văzut favoriții trecând cu bine peste o nouă inferioritate numerică. Laszlo Sechei cu un șut de la centrul terenului, mai mult pentru ca colegii săi să aibă timp să facă schimbul de linii.
Schimb care s-a și efectuat deja. Timaru trage și el de la distanță. Bondariev. Din nou Timaru, a lăsat foarte bine pucul în spate. Bondariev. Florin Creangă cu patina, se ajută, șutează, însă în blocajul lui Conceag. Ocazie pentru Tibor Basilides să se ducă spre poarta lui Daniel Uruc și iată ocazie bună a celor de la Proghim. Cu numărul 69 la Proghim, Roland Ivacson, pe care îl văd pentru prima oară pe gheață, nici nu are numele trecut pe tricou. Este însă în continuare prezent alături de colegii săi. Din nou atacă Proghimul, pucul în fața porții, apără Uruc senzațional șutul lui Ivacson, care nu a reușit să marcheze din apropiere cu poarta aproape goală. Bondariev a purtat acest atac al Stelei, oprit de cei de la Proghim. Zabludovski face foarte bine și faza defensivă. Un body check la mantinelă, aplicat lui Pavlo Borisenko. Stă însă bine pe patine hocheistul ucrainean al Stelei, cel care se află acum la puc. Da, se mai schimbă din linii. Iată-l cu numărul 88 și pe Robert Timaru, intrat pe gheață acum pe final de meci. Ocazie bună! Apără Sabolc Sakac în fața lui Borisenko. De urmărit acest puști 88, Robert Timaru, fiul lui Ioan Timaru. Nu joacă în aceeași linie cu tatăl său, însă este un tânăr hocheist promițător. Numai cuvinte frumoase am auzit despre el. Robert Timaru, născut în octombrie 1998, de-abia luna viitoare va împlini 17 ani. A încasat un body check, se ridică, însă este încă destul de firav, ceea ce mi-amintește de un alt fiu al unui fost mare hocheist al Stelei, Robert Ogliga, vă amintiți din urmă cu câțiva ani, debuta și juca la Steaua Rangers, prinzându-l chiar pe tatăl său, pe Marius Gliga, care în acea vreme se ocupa de conducerea echipei. Jocul oprit, angajament dintre IMA neutră, 5 contra 5, 8 la 1 pentru Steaua Rangers și mai avem 6 minute și 39 de secunde din această repriză a treia implicit din această partidă. Mircea Constantin urmărește pucul, este trântit de mantinelă, însă a fost o intervenție corectă. Search trimite în spatele propriei porți, acolo pucul a fost blocat, a stat un pic pe plasa porții. Drept urmare, arbitrii intervin și va fi un angajament. A încercat Vaslav Novak să ofere pucul arbitrului pe lama crosei, însă nu i-a ieșit efectul pe care îl dorea. Ioan Timaru, așadar născut în 71, în 74, îmi cer scuze, are 41 de ani, împliniți în primăvară. Fiul său, luna viitoare, va împlini 17 ani. Exact, diferență de o generație. Și va fi din nou o eliminare în rândul steliștilor. Și-a rupt și crosa cu această ocazie. Jucătorul care va fi trimis pe banca de pedepse, este vorba despre Alfred Antal. Da, iată că pe măsură ce ne apropiem de finalul acestei partide, antrenorul Nelu Alexe trimite pe gheață și jucătorii care au văzut foarte puțin timp de joc până acum, sau chiar deloc, cum e cazul lui Alfred Antal, cum e cazul lui Creangă, cum e cazul lui Robert Timaru. Zabludovski se duce să-i dea o crosă cu echipierului său, pentru că acesta, când va reveni pe gheață, să poată fi apt de joc. Și va fi o superioritate simplă pentru cei de la Proghim, 5 contra 4, următoarele 2 minute. Scorul în continuare 8 la 1 pentru Steaua Rangers, când mai avem 6 minute din această partidă. 6 minute de joc efectiv, evident, ne ținând cont de întreruperi. Zabludovski, iată, chiar cu un om mai puțin, Steaua atacă. Zabludovski a încercat să scoată o pasă pentru Sviridov. Putea să și tragă Denis Zabludovski. Niergheș, mai departe, Tibor Basilides, offside, s-au văzut arbitrii și cred că așa a și fost. Zoltan Molnar nu se potolește, chiar după ce arbitrii fluieraseră și
întrerupseseră jocul. Molnar, care a fost eliminat de 3 ori până acum, s-a dus la Bondariev și l-a șicanat, încercând să pornească un pic de râcă acolo. Bondariev, spre lauda lui, nu a ripostat și iată-l acum prezent la angajament. Angajament câștigat de Daradici, însă pentru scurtă vreme au fost în posesie cei de la Proghim. Pornesc la un nou atac hocheiștii harghiteni, însă s-a interpus foarte bine acolo Artiom Bondariev. Emelianenko scoate pucul din treime. Drept urmare, toți jucătorii Proghimului trebuie să se regrupeze în treimea neutră. Vaslav Novak, oprit excelent de Bondariev. Ies ucrainenii Stelei la schimb. Și Sviridov, și Bondariev, și Zablodovski, și Emelianenko. În locul lor, o linie foarte tânără cu Berdilă, Creangă, Mircea Constantin și în fața lor veteranul echipei Ioan Timaru. Vasilides a trecut frumos de Timaru, însă capitanul Stelei se ține în continuare de el. Să-l vedem pe Creangă, nu a reușit degajarea. Recuperarea ofensivă a celor de la Proghim, șutul lui Săci este contrat. Pucul nu iese din treime, se menține Proghimul la ofensivă și apără din nou senzațional Daniel Uruc. Șutul lui Tibor Vasilides și primește aplauzele galeriei steliste. Mama sa și tatăl său sunt în acea parte stângă a tribunei în care spectatorii, de unde spectatorii urmăresc această partidă. Excelent meciul făcut de Daniel Uruc. Un singur gol încasat până acum și acela când Steaua era în 3 contra 5, o situație practic imposibilă de anihilat. Și iată chiar 4 contra 5, steliștii pleacă la atac cu Bocu, pasându-i lui Mărcuș, acesta însă nu a putut să oprească pucul. A încercat un stop ca la fotbal cu piciorul. Aha, a uitat pucul și acest lucru este cu atât mai surprinzător cu cât vine din partea lui Vitali Kirichenko, nimeni altul decât liderul marcatorilor Proghimului. Dar se poate întâmpla, gheața este una destul de bună, nu am avut probleme până acum legate de calitatea gheții. Nu poate fi vorba de ce era pe vremuri pe vechiul Mihai Flamaropol, unde pucul se oprea pur și simplu în bălți. Nu, aici este ok, se poate juca hockey și am avut 2 meciuri între Steaua și Proghim foarte spectaculoase. Chiar dacă acesta al doilea a văzut mai puține goluri decât întâlnirea de ieri. Vaclav Novak rămâne în controlul pucului, până la urmă Bocu reușește să scoată de acolo obiectul de joc. Era offside oricum și știa Novak acest lucru, nici nu a urmărit faza. Nemulțumit cehul, are ceva de spus, l-am auzit de aici, de la balconul de unde comentăm, protestând, strigând ceva către propria bancă de rezerve. Izbit acolo de mantinel Arnold Conceag. S-a ținut însă pe picioare. O piedică, da. Se vede aici lipsa de experiență a lui Robert Timaru, care i-a pus piedică lui Vaclav Novak. Se duce să-și ceară scuze fiul lui Ioan Timaru, care se va regăsi pe banca de pedepse. Sunt zâmbete acolo, dar nu este nimic neplăcut. Puștiul de nici 17 ani, Robert Timaru, trimis 2 minute pe banca de pedepse. L-ați văzut, are mască de protecție formată din zăbrele, este obligatoriu pentru juniori să poarte acea mască pentru a nu suferi accidentări grave, cât sunt încă foarte tineri. Superioritate numerică așadar pentru Proghim, 5 contra 4, următoarele 2 minute, mai avem 2 minute și 58 de secunde din această partidă. Scorul în continuare 8-1 pentru Steaua Rangers. Au câștigat angajamentul cei de la Proghim, șutul lui Kirichenko a șters bara transversală a porții lui Uruc. Se menține Proghimul în ofensivă, Soci trimite cu mantinela, urmărește Conceag. Kirichenko ține pucul în treime de atac, Conceag și Berdilă luptă pentru posesie. Kirichenko, Soci așteaptă și primește pucul. A avut ocazia șutului, până la urmă a tras, nu a prins cadrul porții lui Daniel Uruc. Foarte repede Tibor Vasilides a pus pucul jos. Au nevoie de viteză în atac cei de la Proghim dacă vor să desfacă apărarea Stelei. Trage Tibor Vasilides, pucul
Contrat se duce în plasa de protecție și jocul este oprit. Va fi reluat cu un angajament din treimea stelei. Nu, din treimea neutră. Face semn arbitrul Topârceanu. Încerc să aflu ce se mai întâmplă pe celelalte patinoare. Sportul Corona 2-13 a ajuns scorul între timp. Iar la Galați, CSM Dunărea, Sportul Miercurea Ciuc este 4-4 în acest moment. Iată că Sportul Miercurea Ciuc, surprinzător, a reușit să întoarcă scorul de la 1-4 și este acum pe final de meci la egalitate cu campioana României, care până acum avea un procentaj perfect, avea 5 victorii din 5 partide și păreau gălățenii foarte aproape de o a 6-a victorie la rând. Revenim însă la desfășurarea meciului pe care îl urmărim de la Cârța între Steaua și Proghim. Intrăm în acest moment în ultimele două minute ale partidei. Anunțul este făcut și la stația de amplificare a patinoarului. Bocu și Cergo luptă pentru puc acolo. Molnar îl avea pe Sechei lângă el, preferă șutul care nu a prins cadrul porții lui Uruc. Uruc are timp să se și șicaneze cu atacanții adverși, se împart lovituri de cross acolo, în aglomerația din fața porții stelei. Încă 35 de secunde de om în plus pentru Poghim. S-au apărat foarte bine steliștii în această partidă. Îmi spunea președintele Cristi Cârlan că antrenorul Nelu Alexa a insistat după înfrângerea de ieri ca hocheiștii săi să se apere mult mai bine și acest lucru se vede. Și iată ce paradă are Daniel Uruc în fața lui Tibor Basilides. Gen Martin Brodeur așa a apărat de la vinclu. Din extensie, puștiul care la sfârșitul lunii viitoare va împlini 18 ani. Iată că Steaua Rangers are și câțiva juniori de mare perspectivă. Acesta este obiectivul, pe lângă câștigarea campionatului în acest sezon și creșterea acestor puști care să formeze generația viitoare a hocheiului de la Steaua Rangers. Din nou Basilides și din nou Daniel Uruc cu o paradă de zile mari. Și auziți reacția coechipierilor săi de pe banca de rezerve a Stelei. Hocheiștii lui Nelu Alex se dau cu crosa în mantinelă, arătându-și aprecierea pentru paradele lui Daniel Uruc. Tibor Basilides cu siguranță este frustrat, nu a reușit să-l învingă pe puștul din poarta Stelei din oricâte poziții a încercat. Recuperează steliștii cu numărul 97. Îl văd acum pe gheață la Steaua Rangers și pe Gabriel Ștefan, care nu a apucat să evolueze deloc. Bogdan Ștefan este cel care l-a trimis la ambulanță pe Pal și acum ocazie bună de gol, însă șutul trimis de Novak se duce peste poartă. Nu Novak, ci Kiricenko a fost cel care a încercat un șut în forță din apropierea porții. Pucul s-a dus în plasa de protecție din spatele porții și jocul este din nou întrerupt. A expirat între timp eliminarea lui Robert Timaru. El a vrut să revină pe gheață, însă arbitrii spun că va trebui să mai stea măcar o secundă pentru ca jocul să fie în desfășurare, apoi va fi primit. Încă 40 de secunde din acest meci, 8-1 pentru Steaua Rangers, care își iau frumoasă și meritată revanșă după înfrângerea dureroasă de ieri. Din nou în fața porții nu reușește nici de acolo din apropiere Conciac să marcheze. Încă nu a fost primit în teren Timaru, nu-mi dau seama de ce. I-a expirat eliminarea, nu a mai primit încă două minute Robert Timaru. Văd că i s-au adăugat la eliminarea inițială, probabil pentru că a vrut să revină prea repede pe gheață. Conciac este scos și el de pe gheață de antrenorul celor de la Proghim. Se joacă în continuare 5-4 până la sfârșitul meciului. Mai avem 24 de secunde. Tibor Vasilides și cu Leonard Pascaru la angajament. Pascaru este trimis de acolo. Da, nu înțelege Pascaru ce a făcut, însă trebuie să se conformeze. În locul său vine Marius Mărcuș, câștigă cei de la Proghim acest angajament. Încearcă să înscrie un gol al doilea. Proghimul a marcat, vă spuneam, o singură dată și atunci în 5-3.
Să vedem ce se întâmplă mai departe cu Niergheș trimițând în fața porții. Hocheistul maghiar a încercat să-și găsească un coechipier liber și două secunde, una singură. Nu mai este timp, indiferent ce decide arbitrul Tăpărceanu, pentru că se aude sirena care pune punct acestei partide. Ca și ieri, arbitrii vor mai da niște eliminări. Ho-ho, iată-l pe Zoltan Molnar, care aruncă un pumn în direcția unui hocheist de la Steaua. Foarte nervos, către Lușneac a vrut Zoltan Molnar să-i trimită un croșeu. Molnar eliminat de 4 ori până acum în acest meci. Vă spunem și ieri, după sirena de final, arbitrii au dat niște pedepse de rea conduită. Ei bine, acum nu mai contează. Steaua Rangers câștigă așadar această partidă. Scorul este de 8-1. În acest moment, în clasament, Dunărea Galați este pe primul loc. Pe 2, Steaua cu 12 puncte. Proghemul rămâne cu 9 puncte și suferă prima înfrângere. Apoi Corona Brașov, Sport Club Miercurea Ciuc și Sportul Studențesc. Cu aceste strângeri de mână de la mijlocul gheții, vă mulțumesc pentru atenție celor care ați urmărit transmisiunea noastră în direct de la Cârța și vă dau o nouă întâlnire pentru etapele viitoare. Vă mulțumim, o seară bună în continuare, la revedere!